Bună ziua! Urmare a deciziei președintelui României, Klaus Iohannis, începând de ieri, am preluat conducerea interimară a Guvernului României până la formarea noului executiv. În perioada următoare vom continua să focalizăm atenția Guvernului pe prioritățile legate de gestionarea pandemiei COVID-19, punerea în aplicare a strategiei de vaccinare, vom continua măsurile economice în vederea sprijinirii celor afectați de această criză și de asemenea ne vom focaliza atenția pe ceea ce înseamnă finalizarea anului financiar 2020 și pregătirea anului financiar 2021. Vreau să folosesc această ocazie pentru a-i mulțumi domnului Ludovic Orban pentru echilibru pe care a reușit să-l realizeze între măsurile luate pentru combaterea pandemiei de COVID-19 și măsurile economice care au stat în fața Guvernului României. Doresc de asemenea să menționez că în această perioadă voi continua să asigur atribuțiile de ministru al Apărării Naționale. Vă mulțumesc!